An de an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Jurnal TV lansează campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. În această perioadă am schimbat destine, am adus bucurie pe chipurile oamenilor și am demonstrat că Moș Crăciun există prin fiecare dintre noi, cei care au donat pentru a face fericit un copil, un bătrân sau o mamă. În acest an, sărbătorile de iarnă sunt altfel. Războiul și criza energetică au lovit în fiecare dintre noi, iar facturile ne depășesc cu mult veniturile. În acest an, Jurnal TV îți ia de pe umeri grija cheltuielilor pentru întreținere. Jurnal TV îți achită facturile. Astăzi, cea de-a 18-a familie va simți cum e să scapi de povara facturilor pentru o lună întreagă. Campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu, lansată de Jurnal TV, a ajuns și la familia Vozian din Chișinău. Vă invităm să le cunoașteți povestea. În familia Vozian cresc doi băieți, soții Veceslav și Natalia muncesc în domeniul telecomunicațiilor. Pentru că anul acesta este extrem de greu, oamenii sunt pe cale să-și facă bagajele și să plece peste hotare. Recent acum, da, mai mult ultimul timp, înainte am avut așa, pur și simplu un careva, n-am avut așa mare dorință să plec. Dar acum, din păcate, mă gândesc tot mai departe să așa ceva. Din cauza prețurilor? Din cauza prețurilor, din cauza modului de ultimul timp de trai, că, din păcate, nu reușim, nu facem față cheltuielilor. Sigur că e foarte complicat acum cu prețurile astea majorate, în fiecare zi duci la magazin și îți pare că ieri a fost un preț, astăzi deja e alt preț, e mai mare. E cam, da, bate buzunarul foarte tare. Facturile le iau peste 60% din venituri. Produsele, hainele... Oricum. Strict necesar. Da, strict necesar. Cât la sută din venituri vă iau iată doar facturile? Căldura și energia, să spunem. Ultimul timp, undeva în jur la 60%, cam așa ceva. 60? Da, depinde deja cum economisim. Dacă facem economie mai mari, atunci da, la 60 undeva, din toate veniturile. Economisesc încă din toamnă. În casă nu sunt mai mult de 19 grade, iar lumina o aprind ocazional. Cazanul punem mai puțin. Lumina, că am schimbat, am pus toate lampi LED. Mai puțin, copiii mai puțin privesc televizorul, numai așa cât... Da. Da, dacă înainte puteam să lăsăm luminile și ziua, ați putea, dar acum nu, pe tot locul lumina închisă, da, soția îmi vădă până și nici lumina. Da, s-a deprins toți cu luminile aprinse, da, dar eu îmblă pe tot locul și închid lumina după fiecare. Zic, mai puțin economie, pe urmă ce să facem? Bucuria sărbătorilor de iarnă nu va fi umbrită de facturile enorme la gazele naturale și curent, pentru că luna aceasta, Jurnal TV achită facturile. Un ajutor foarte mare. Imens, da. E un ajutor foarte imens. După cum, deja așa, noi ne uităm când vine timpul la sfârșitul lunii, deja ne uităm pe contor și ne uităm cam aproximativ cât s-a cheltuit. Și așa ne gândim, o să vii facturile, cum, o să vedem cum le achităm, nu știm. Adică ne gândeam deja să ne adresăm, poate foarte alt să le achităm. O să fie o bucurie foarte mare. Și cadouri, clar că și masă de sărbători. Cu părinții, la da, masa cu părinții, de sărbători. Da. Noi așa ne-am deprins că fiecare an noi întâlnim anul nou în familie, cu părinții, cu sora, da, cu familia. Da. Este cea de-a 18-a familie care se bucură de facturi achitate în cadrul campaniei Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. În total, Jurnal TV va achita facturile pentru 30 de familii din diferite localități. Campania este realizată cu sprijinul Asociației pentru susținerea inițiativelor comunitare și sportului.